Cerșetorii riscă să ajungă de acum la închisoare, la fel și cei care își trimit copiii pe stradă să ceară bani, potrivit noilor modificări ale codului penal. Noua reglementare prevede că persoanele care pot munci, dar preferă să ceară bani trecătorilor, ar putea să ajungă după gratii, iar pedepsele sunt cuprinse între o lună și 3 ani. De asemenea, potrivit noilor modificări, sunt pedepsite și persoanele care exploatează minorii și îi trimit la cerșit. Acestea riscă să stea în închisoare până la 2 ani. Părerile reghinenilor sunt împărțite când vine vorba despre această modificare a legii. Nu știu, eu mi-e milă de cerșetori. Cred că e drastică sancțiunea. Foarte bine. Asta sunt de acord cu treaba respectivă. Să fie. În legătură cu cerșetoria, închisoarea nu cred că prea mult îi ajută, pentru că după un timp ies afară, nu au loc de muncă, nu au un câștig și tot acolo o să continue unde până acum și ei sunt obișnuiți cu asta, din păcate. Până la 1 februarie, cerșetoria era considerată contravenție și era pedepsită cu amendă.